Domnule copreședinte Iohannis, domnule copreședinte Blaga, domnule președinte Quintus, dragi colegi, sunt extrem de onorat să mă adresez dumneavoastră astăzi în fața birourilor reunite ale Partidului Democrat Liberal și Partidului Național Liberal, birourile care vor forma în scurt timp biroul Marelui Partid Național Liberal. Nu pot să încep altfel decât felicitându-l pe domnul Klaus Iohannis pentru nominalizarea noastră și să-i doresc, sincer, din suflet, din inimă, alături de dumneavoastră, succes în competiția prezidențială. Îl vom sprijini, vom fi alături de dânsul. Aș vrea de asemenea să mulțumesc tuturor colegilor, prietenilor, suporterilor, în mijlocul cărora am construit acest parcurs politic în ultimele 12-14 luni, în mijlocul cărora voi continua să activez politic pentru ceea ce mi-am asumat, respectiv o Românie mai bună, o viață mai bună pentru cetățenii României. Am spus și repet, contează mai puțin calitatea în care o faci, contează esențial calitatea cu care o faci. Și aș dori să vă asigur pe toți, aici de față, precum și pe colegii pe care îi reprezentați, nu numai că voi face un pas înapoi în activitatea politică pe care mi-am asumat-o, ci voi încerca să fiu și mai bun de acum înainte. Astăzi, într-adevăr, o zi istorică, este o zi în care cred cu tărie că ne-am asumat o obligație morală. Ne-am asumat o obligație morală să oferim soluții pentru o viață mai bună românilor și ne-am asumat obligația morală să câștigăm președinția României. Ne-am asumat obligația morală să oprim pericolul Victor Ponta și Partidul Stat, Partidul Social Democrat, de la a târî România mai departe pe un drum înfundat. O spun cu chibzuință, dar o spun cu părere de rău pentru români, Victor Ponta este un proiect politic eșuat și este un mare pericol pentru România. Vă asigur, domnilor copreședinți, vă asigur, dragi colegi, vă asigur, dragi români, că mi-am făcut o misiune politică în a face campania domnului Victor Ponta un eșec și a contribui alături de dumneavoastră la succesul nostru, la victoria noastră în această echipă puternică pe care o vedeți. Felicitări, domnule Iohannis, și mult succes!